Astăzi Nicoleta vă prezintă un nou exercițiu pentru coapse, în special pentru partea din față, la presă înclinată. Pentru a accentua efectul acesteia asupra părții din fața coapsei, trebuie să țineți tălpile cât mai jos pe acea placă. Cu cât le urcați mai sus, cu atâta efectul se mută de pe coapse, pe partea din spate a piciorului, pe bicepsul femoral și pe fesie. Dacă doriți să tonifiați, folosiți greutăți mici. Dacă doriți masă musculară, folosiți greutăți cât mai mari. În general, 4-6 repetări dacă vreți să încărcați zona cu masă musculară și, evident, greutăți foarte, foarte mari, puteți să ajungeți la peste 200 de kilograme și repetări între 15 și 20 dacă vreți să obțineți o tonifiere, evident, greutăți mici. Dacă vreți să tonifiați zona. Și bineînțeles, pauza necesară. De 2 minute. Acesta a fost exercițiul prezentat astăzi de Nicoleta. Urmăriți-ne și mâine pentru că Nicoleta vă va prezenta un nou exercițiu. Mai ușor de data asta. La revedere!